înlocuire, injector, Skoda 1.6 KYK. Pentru a înlocui injectorul, vom scoate un fel de la injectoare. Vom desface conductele. Scoatem furtunele de retur. În capătul furtunele de retur eu le-am scos înainte. În capătul furtunele de retur sunt niște siguranțe. Mare, mare grijă să nu le pierdem. Iar după ce am scos conductele de tur și furtunele de retur, vom desface cu un MD-10 șurubul care ține injectoarele 1 și 2. Dacă injectoarele nu ies, merg foarte greu, faceți pârghie cu un levier pe șurub și aici. La mine au ieșit destul de ușor. Acesta este injector. Îmi trebuie o foarfecă. Injector nu. După înlocuirea injectorului, injectorul trebuie scris în capătul lui. Nu știu dacă se vede. Aveți 7 caractere. Cu testerul cu VCDS-ul se scrie injector. Acesta este injectorul nou. Despre siguranța aceasta ziceam. Cel mai bine e să le băgați înainte. O să o pun și pe asta. După ce am montat și cele două siguranțe, se bagă în al lor. După ce am pus injectoarele, ne asigurăm că suportul de prindere la injector nu este pe fixat cum trebuie pe gaură, ca să intre șurubul ușor. Cam asta e, montarea se face în ordine invers. După ce am montat toate astea, rescriem injectorul. Eu cel mai ușor pentru rescriere, ca să iau codul, folosesc o aplicație QR Code. Luăm codul de aici, îl scanăm și ne dă codul injectorului. Cam asta e. Vă mulțumesc!